Voleibalistele de la CS Mușel, pregătite de profesorul Adrian Mihailă, au jucat în Open-ul municipiului București a doua partidă din play-off. După ce în primul joc disputat în această grupă de elită, tinerele sportive de la Câmpul Lung s-au înclinat în fața celor de la Cosmos, duminică vicecampioanele din Mușel au jucat contra celor de la Exfor Volei, partidă pe care au câștigat-o. Scorul de 3-0 ne arată o victorie categorică a fetelor lui Adrian Mihailă, dar adversarele au opus de această dată o replică dârză, mobilizându-se mult mai bine decât în prima parte a sezonului. Următorul joc în competiția organizată de Asociația Municipală de Volei București va fi pentru Câmpul Lungence în fața celor de la CSS 5 București, echipă care a încheiat prima parte a sezonului pe locul 3 în clasament. Va fi așadar o partidă intensă pentru tinerele sportive din Câmpul Lung, ceea ce a și urmărit tehnicianul Adrian Mihailă pentru a reuși să ridice nivelul valoric al jocului prestat de CS Mușel în vederea finalului de sezon din campionatul național.